Pacea Domnului și bine ați venit la emisiunea Întreabă Cuvântul. Iată-ne astăzi ajuns la studiul cu numărul 13, și anume Evanghelia și Biserica. Vom începe studiul capitolului 6, ultimul capitol al Epistolei către Galateni, și astăzi vom încerca să acoperim primele 10 versete. Frate Tăneață, vă spun un bun venit și mă bucur de colaborarea noastră, care vrem să fie totdeauna fondată pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe prezența Duhului Său cel Sfânt. Cu drag! Atunci haideți să-L invităm pe Duhul Sfânt să fie împreună cu noi și o să vă rog pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, cerem de la Tine înțelepciune, ajută-ne să ne lăsăm învățați. Sunt lucruri simple, Părinte, care le știm de multă vreme, dar care nu reușim să le practicăm în viața zilnică. Pentru asta Te rugăm să pui în mintea noastră și în sufletul nostru dor după o viață practică mai frumoasă. Prin Domnul Iisus Te rugăm. Amin. Amin. Așa, după cum ați spus în rugăciune, într-adevăr, sunt lucruri pe care le cunoaștem. Cred că această lecțiune și aceste prime 10 versete din capitolul 6 nu ridică foarte mari probleme. Dar sunt lucruri practice cu care ne-am obișnuit în ultimele două capitole, după ce Pavel a avut de-a face cu aceste grupuri de iudaizanți, cu Evanghelia falsă pe care o predicau, cu demonstrația teologică pe care a făcut-o, cu alegoriile și cu toate ilustrațiile pe care le-a folosit. În capitolul 5 și 6, mi se pare mie că a trecut la partea practică, le-a spus despre aspectele personale, le-a vorbit despre slobozenia creștină, le-a amintit despre cum trebuie să trăiască frații în mod personal și apoi capitolul 6 a trecut direct la partea comună, la biserică, la acest loc unde credincioșii lui Dumnezeu se anunță și se adună și încearcă să trăiască această Evanghelie în mod practic, așa cum a spus dumneavoastră. Vă amintesc că în capitolul 5, așa ca o mică așezarea contextului pentru capitolul 6, am vorbit despre problemele care pot să apară printre ei. Și era o listă lungă acolo în capitolul 5 și vă amintesc de versetul 20. Și observați că toate acestea au prind mai bine în biserică. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele. Adică toate acestea au nevoie de încă o persoană cel puțin. Încă o persoană cel puțin, ceea ce îmi spune că de cât de mare e lista aceasta, uitați cât de multe din aceste buruieni cresc prin bisericile noastre. El rezolvă problema aceasta în capitolul 5 și le spune, de exemplu, că și toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și 15, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii pe alții. Și versetul 26 din același capitol, să nu umblăm după o slabă deșarte, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Și apoi începe versetul întâi cu care v-aș dori să îl explicăm după ce am prezentat acest mic context. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicesc, să-l ridicați cu duhul blândeții. Cam asta e contextul și cam așa intră în scenă versetul întâi, frate Dănăiață. Intrăm în biserică, în comportamentul pe care îl dovedim ca și credincioși în biserică. Cum vi se pare versetul întâi? Ce ne învață? Lucrurile ar fi simple. Dacă un copil cade, trebuie să fie lângă el un părinte să-l ridice. Dacă, în schimb, cineva cade pentru că e rău și nu vrea să meargă mai departe, știi, tata îmi spunea că atunci când a lucrat el la mină, erau foarte multe situații în care dădeau drumul la vagonet pe calea ferată și apoi, la o curbă, fiind întuneric pe galerii și nevăzând nimeni, cei ce erau acolo împingeau vagonetul și îl deraiau de pe șina de cale ferată. După aceea trebuia să vină mai multă lume, să încerce să-l pună la loc,
Și timpul trecea nefăcând mare lucru. Și când veneau alții, spre exemplu, venea șeful de brigadă, ăla se băga, trăgea să-l ridice, tot pe întuneric, ăla trăgea să-l ridice, iar alții împingeau în jos. Ce se întâmplă? Căderea asta este cu cântec aici. În foarte multe situații, unii cred că cei ce cad o fac cu răutate, o fac având o anume motivație. Alții cred că au căzut din cauza că sunt copii și trebuie ajutați. M-am tot gândit, de ce, spre exemplu, atunci când cineva cade, noi avem nevoie să-l pedepsim că a căzut? Când îl pedepsim pentru că a căzut, noi credem că el a împins de vagonet în jos. Deci adică îl acuzăm. A căzut din rea voință. Și atunci trebuie pedepsit ca a doua oară să nu mai facă treaba asta. Aici Apostolul Pavel nu vorbește despre cazul acesta. Apostolul Pavel spune, ridicați-l. E un copil care are nevoie să fie susținut. Deci, până la urmă, care e definiția căzuților? Cine sunt căzuții? De ce apar oameni căzuți în biserică? Noi vorbim despre faptul că suntem pe front. Sunt căzuții victime care se întorc de pe front și au nevoie de îngrijire medicală sau căzuții sunt trădători care au nevoie să fie disciplinați sau nu credeți că e și una pedepsiți? Și alta? Nu credeți că e și una și alta? Nu știu. Cel puțin din cum citesc eu versetul, mie mi se pare că de la început Pavel vorbește despre o anumită categorie, și anume categoria oamenilor care greșesc, care fac lucrul acesta accidental. Nu e un stil de viață, nu este deliberat, nu este voit, nu este aspect de trădare. Pentru că în alte cazuri, Pavel este destul de dur și destul de concret în privința oamenilor care fac lucrul acesta cu aspect de trădare. Stai puțin, Dorin. Uite un exemplu. Satan, când a devenit un înger căzut, el a căzut pentru că trebuia să fie ridicat sau a căzut și trebuia să fie pedepsit? Cum a căzut Satan? 1. 2. Când a căzut Adam, el trebuia să fie pedepsit sau el trebuia să fie ridicat? Uh-huh. Care e diferența dintre A și B? Dacă mă întrebați pe mine, cred că la Satan a fost deliberat și a fost nevoie de pedeapsă și pedeapsa nu a însemnat neapărat... Deci tu spui că Satan trăgea de vagonet în jos. Deliberat, sau... conștient, trădător și voit. Cel puțin după ceea ce ne spune discuțiile pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos chiar din momentul în care i-au apărut gândurile acestea. Și el a continuat să le întrețină. Bun. În comparație cu Adam și prin prisma pedepsei și prin prisma pedepsei ne dăm seama că vina lor nu este egală. Satana și-ar fi dorit ca vina lor să fie egală. Mm-hmm. Produsul era același, neascultarea și rebeliunea, ca să spunem așa, deși rebeliunea este cu adevărat la Adam și neascultarea victimă, de tip victimă la Adam presupune spiritul acesta pe care ne-l învață și Pavel să-l aplicăm deci în biserică. Deci tu spui că Adam avea nevoie să fie ridicat și că Iisus nevoie. Hristos a făcut lucrul acesta în momentul în care a pregătit Evanghelia pentru el. Da. Aici omul trebuie să fie ridicat. Voi muri ca să-l ridic. Da. Deci i s-a dat toate informațiile, i s-au dat tot ceea ce avea nevoie ca să stea în picioare, dar a căzut, a greșit, a păcătuit, este conștient, va suporta consecințele, suportăm consecințele, dar Domnul Hristos a cântărit foarte mult. Pe nici într-un fel nu se poate compara vina lui Adam cu vina diavolului. Acum, cum facem în biserică ca să separăm cazurile? Cazul de cădere voită sau răuvoitoare și cazurile care se întorc de pe front și care trebuie să ajutate. Dacă încercăm exercițiul acesta, cred că există o anumită istorie a acestui om.
fiind parte din familia noastră, noi cunoaștem cam ce se întâmplă cu oamenii de genul ăsta. În general, suntem cunoscuți de activitatea lor în biserică, de comportamentul lor, de tot ceea ce am semnat implicarea lor în biserică, într-un mod frumos, într-un mod creștinesc. Deci, cred că viața lui trăită până la punctul acela ne va ajuta foarte mult în a ne da seama. În felul ăsta nu devenim subiectivi. Îl știu eu pe cutare că el e rău din părinții lui și părinții lui erau la fel, erau niște cârcotași. În biserică n-am avut pace cu el și uite și el face același lucru. Este am pericol. Putea să... E un pericol aici. Da, dar în același timp îmi dau seama că foarte mult contează. Uitați-vă dumneavoastră și mi-amintesc și eu când am căzut. Și am stat în fața unor oameni, la judecată. Am insistat foarte mult și nu numai pentru că îmi urmăream scopul, am insistat foarte mult să le arăt că îmi pare rău. Să le arăt că a fost o greșeală. Să le arăt că recunosc lucrul acesta. Ei, acestea sunt puncte esențiale de identificare a unui om, atât cât ne dăm noi seama că omul acela, într-adevăr, a greșit. Mulțumesc. Deci reacția în fața greșelii spune foarte mult. Mai am o întrebare și după aceea încheiu dialogul acesta. Da. Din punct de vedere al nostru, cu ce perspective pornim să interpretăm un caz? Suntem tentați ca mai degrabă să credem că ar trebui să-l ajutăm pe omul respectiv? Sau ne supără căderea și avem reflexul acesta de a interveni dur în viața cuiva, pedepsindu-l mai mult? Cum ți se pare că e mai frecvent? Care situație e mai frecventă? Mai frecvent este a doua. Este partea critică și negativă. Când în care să-l pedepsim. Da. De fapt, sunt două reacții, în opinia mea. Sunt reacțiile în care încerci să-l ajuți pe om și să-l ridici sau îl critici și îi dai în cap cât de tare poți. A doua este mult mai prezentă. De ce? Și vă spun de ce. Uite, fac o legătură. Astăzi dimineață citeam un articol despre mânia între soț și soție. Și la un moment dat explica autoarea acelei cărți că mânia unei persoane sau reacția unei persoane este doar simptomul unei boli mai grave. Și anume spunea aceasta este forma de răbufnire sau de exprimare. Dar în spate stă un egoismul persoanei. Ăla este păcatul. Un egoism rănit și neîmplinit. Care este plin de frustrare și atunci când găsește persoana respectiv, hai să spunem, soția... Bun, deci revenind. Cam asta este ideea. Cade cineva în biserică și tu spui că reflexul nostru este să-l pedepsim pentru că a căzut. De unde vine reflexul ăsta? Deci, încă o dată, necercetând cauza, neștiind. Din prea bună părere despre noi. Mă gândesc la iudaizanță. De fapt, asta le spune. Măi, eu așa înțeleg în discuție. Uitați unde duce felul în care voi înțelegeți Evanghelia. Uitați unde duce teologia voastră prin fapte. Vă pune să vă gândiți, să vă purtați superior, să vă uitați la alții de sus și în momentul în care le găsiți o greșeală, le spune, ei, vedeți, dacă nu faceți cum v-am spus eu lucrurile... Dacă... Erau căutători de greșeli? Absolut. Suntem noi căutători de greșeli azi? Din păcate, da. Dacă avem putere și pedepsim? Da, sigur că da. Problema este că, dacă vreți să continuăm acest dialog, marea noastră problemă, și la un moment dat era și o întrebare, este că noi, cel puțin aici, în Statele Unite ale Americii, noi nu mai dispunem aproape deloc de cuvântul sau de acțiunea de disciplină. Bun, asta să o lăsăm puțin mai la val. Da, o surprindem. O surprindem mai încolo. Dar pe mine mă interesează de ce mi-e așa de greu să împlinesc sfatul lui Pavel care îmi spune mie, ridicați-l cu Duhul blândeții. De ce nu te duci la el să-l ridici cu Duhul blândeții? De ce te duci la el să-l potcovești? Ce se întâmplă? De ce premiza de vinovăție mai degrabă decât premiza de nevinovăție? Am spus o treabă asta și o repet până când poate că noi, în civilizația noastră românească, vom înțelege lucrul ăsta. Un om care cade, l-ai văzut că a căzut. De ce nu mergi pe ideea de nevinovăție? Omul ăsta a căzut, este nevinovat. Mă duc să-l ridic. De ce merg cu ideea sau cu premiza de vinovăție? Omul ăsta a căzut, de ce e vinovat? Mă duc să-l pedepsesc. Dar de ce credeți că e românească? Îi dau întâi două scatoalce, după aceea văd eu dacă îl mai ridic sau nu. Întâi îi dau două. Dar de ce credeți că e românească? Nu știu, dar atât de mult am întâlnit-o între noi și probabil că și mie mi-a fost greu să renunț la ea.
Credeți că e mai mult produsul unei situații politice, mentalitate? Este o mentalitate de cultură. Noi am trăit în comunism, care comuniști ne-au învățat să ne vânăm unii pe alții, să ne căutăm greșeli, să nu avem încredere unii în alții. Și singurul lucru care a putut să funcționeze în condițiile astea a fost prezumția de vinovăție. Și anume, fiecare din jur trebuia să fie văzut ca fiind vinovat. Te uitai la toți, erau vinovați, până când respectivii demonstrau că sunt nevinovați. Da, era datoria lui să demonstreze că sunt nevinovați, iar datoria ta era să te uiți la ei ca la niște vinovați. Când am venit aici, și cred eu că din cuvântul lui Dumnezeu s-a descoperit treaba asta, Dumnezeu se uită la noi ca la niște nevinovați și din nefericire noi ne străduim să demonstrăm că sunt nevinovați prin faptul că călcăm legea, călcăm poruncile, ne purtăm cum ne purtăm și demonstrăm că de fapt suntem vinovați. Da. Dar revenind, cam asta este situația. Omul cade pentru că este pe front și noi venim și îl pedepsim pentru că a căzut. Pe Pavel îl doare treaba asta și îmi place foarte mult că apare aici în ideea. Ridicați-l blând. Ridicați-l blând. Nu brusc. Da. Nu brutal. Nimic să-l... Ridicați-l blând. Vedeți, sub conducerea și blândețea aceasta nu face parte decât din roada Duhului Sfânt. E, până la urmă, conducerea Duhului Sfânt. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă vorbim despre omul căzut din greșeală și noi acționăm cu blândețe, știu anumite interpretări liberale care vorbesc despre Pavel și de multe ori este citat chiar și lucrul acesta cu privire la oameni care trădează, cu privire la oameni care fac lucrurile acestea deliberat, cu privire la oameni care nu mai au aspectul de greșeală. Este ceva intenționat și ei spun că tot la fel se dovedește creștinismul. Eu nu-l găsesc pe Pavel să susțină lucrul acesta. Tu treci acum la momentul de disciplină. Pe de o parte a stabilit. Da. Și... Tu vrei să spui că în anumite situații, în situațiile de reavoință, căderea nu trebuie tratată cu blândețe, ci în situațiile în care cineva cade jos pentru că... A trădat și deliberat. Pentru că vrea să încurce pe toată lumea care merge înainte, să strice frontul și așa mai departe, în momentul acela persoana respectivă trebuie disciplinată. Da. Pentru ca toată lumea să știe ce s-a întâmplat și ca toată lumea să înțeleagă că lucrul ăsta nu trebuie făcut în Biserica lui Dumnezeu. Cred că da. De asta vă spuneam în ce situație ne-am pus noi bisericile din America, excluzând cu totul ideea de disciplină în biserică. Eu văd ca o problemă, știu că sunt probabil că anacronic acum când mă exprim în felul acesta, dar eu cred că suferim foarte mult. Versetul 7 spune, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Probabil că este un răspuns la această atitudine. Când omul încurcă pe alții, dar el pozează în victimă, făcându-se că a căzut. El e un căzut, dar în realitate nu este căzut, ci doar încurcă pe ceilalți. În situația aceasta ajungem la batjocorirea lui Dumnezeu. Sigur că da. E ceea ce vorbeam la trecută când apăreau oii îmbrăcați cu haine de lupi. E comportamentul lor. Dar spuneți-mi, dumneavoastră ați experimentat în România și în America ambele mentalități sau contexte, ca să spun așa. Pe de o parte ați văzut efectele disciplinei și ați avut de-a face cu oameni care au greșit și cu oameni care n-au greșit, au făcut lucrurile deliberat și au fost așa și ați experimentat și în America. Puteți să-mi faceți o comparație? Vreau să spun că... La nivel de biserică. Rare ori găsești oameni dispuși să primească, să fie disciplinați. Să zică am meritat asta și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a corectat. N-am găsit lucrul acesta decât foarte rar. Oamenii care fac lucrul ăsta sunt oameni care stau înaintea lui Dumnezeu și se judecă singur întâi. Asta este una dintre marile noastre probleme. Deci indiferent de loc. Asta noi nu ne judecăm cu Dumnezeu astfel încât să fim judecați noi, de noi înșine, mai întâi și să ajungem la concluzia că e drept. Deci ați văzut rar comportamentul acesta și într-o parte și în România și în America. Oamenii sunt la fel. Oamenii sunt la fel. Niciunui om nu-i place până la urmă să fie pedepsit, să fie disciplinat, decât în condițiile în care omul respectiv se confruntă cu Dumnezeu. De ce suntem atât de
refractari și de speriați de ideea de disciplină. Nu ne place. Nu ne place prin biserică, nu ne place în poporul Israel, nu ne place la Dumnezeu, nu ne place în sânul bisericii noastre. Doare. Ne doare, a? Doare. Firea veche este crucificată. Firea veche plânge, firea veche, cum să zic, când un om îl pocăiește obligatoriu, e tare greu. Dacă omul respectiv nu se pocăiește pentru că Duhul Sfânt îl pune să pocăiască, atunci va țipa cât va putea și până la capăt. Asta în eventualitatea în care oamenii care disciplinează sunt niște oameni corecți și niște oameni care îl reprezintă pe Dumnezeu. Da. Sunteți conștient de faptul că sunt și judecătorii... Da, ceea ce tu spui acum este că se pot încurca lucrurile sau cazurile. Adică în loc să-l ridici cu Duhul blândeții, îl pedepsești cu Duhul... Nu, vorbesc chiar mai grav decât atâta. Cunosc oameni care se vor uita la noi și ne spune: băi, dar eu am fost judecat, mie mi-a părut rău și totuși ei s-au comportat cu mine... Păi da. Ca niște... Ei trebuiau să-l ridice cu Duhul blândeții și în loc să-l ridice cu Duhul blândeții, să se poarte blând cu el... Au abuzat de puterea lor. Ei l-au pedepsit. Asta nu este pentru că el merita, ci asta este pentru că oamenii care erau acolo simțeau nevoia de așa ceva. Hai să vă mai întreb ceva. Deci judecătorii simțeau nevoia de așa ceva. Se formează un fel de foame, de dependență vis-a-vis de cruzime, de un viciu al violenței, probabil. Violență verbală, violență administrativă, violență de toate felurile care se întâmplă, și Apostolul Pavel este complet împotriva acestui abuz, spunând: voi care sunteți duhovnicești, asta este o altă problemă. Persoana respectivă care fac treaba asta n-au nimic de a face cu duhovnicescu. Voi care sunteți duhovnicești, ridicați-l cu Duhul blândeții. Acum să vă întreb puțin și despre categoria oamenilor de la care avem așteptări, a pastorilor, a conducătorilor noștri, a liderilor noștri de conferință, de uniune, de ce vreți dumneavoastră. De foarte multe ori există două extreme, două șanțuri, cum le spuneți dumneavoastră. Pe de o parte sunt oameni care n-au nicio teamă și calcă orice om, indiferent de poziția și de chemarea pe care o are, neînsemnând absolut nimic pentru el, dă-l încolo, ce dacă este pastor, ce dacă este conducător, și vin oamenii și spun imediat: totuși, e unsul lui Dumnezeu, el va fi judecat de lucrul acesta. Deci, v-am dat un exemplu. Întrebarea este: există în continuare o responsabilitate mult mai mare pentru conducător, pentru pastor, pentru... Trebuie noi să fim puțin mai responsabili și mai atenți în momentul în care ne permitem să lovim în cei care au fost puși de Dumnezeu ca păstori, ca și conducători, ca și lideri spirituali? Sindromul David cu colțul hainei lui Saul este răspunsul la situația asta. Vedeți, când Dumnezeu unge un om și îl pune într-o poziție, Dumnezeu ia pe omul respectiv ca fiind al său. Și din momentul ăsta Dumnezeu este responsabil cu el. Dacă Dumnezeu îi rupe picioarele, e ok. Dar nu îi rupe tu. Dacă Dumnezeu nu îi rupe picioarele, e o problemă. Dar e problema lui Dumnezeu. În tot Vechiul Testament nu avem de-a face cu revolte vis-a-vis de templu, vis-a-vis de preoți. Au fost vremuri teribile. Cu toate acestea, nu găsesc pe nimeni care să fi revoltat, să fi făcut reformă prin revoltă vis-a-vis de faptul că, eu știu, fiul lui Eli sau fiul lui Samuel nu s-au purtat cum trebuie. Da. Nu. Oamenii au avut o sfială și au zis așa: dacă Dumnezeu și-a ales domeniul acesta, lăsați-l pe Dumnezeu să se ocupe de acest domeniu. Deci să înțeleg că poate să fie câte o caiafă la conducerea unei conferințe sau unei uniuni, nu e treaba mea, e treaba lui Dumnezeu. Adică în ce fel sunt eu responsabil de ceva? Deci haide să înțelegem încă o dată, eu nu cred în ierarhia bisericească. Așa. Cu toate acestea, din punct de vedere responsabilității, există responsabilități zonale, teritoriale, cum vreți. Adică atunci când ești pastor, ești responsabil pentru biserica pe care o ai tu. Da. Să-mi fie iertat, eu nu sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă la conferință. Am înțeles. Eu nu sunt responsabil în sus, ci de la conferință.
sunt responsabili în legătură cu ei și cu ceea ce se întâmplă în biserica mea. Dar ei nu sunt responsabili cu ceea ce se întâmplă la diviziune. Și nu poate să aplice aceeași regulă și membru de rând cu dumneavoastră ca pastor? Adică să spună, pe mine nu mă afectează în direct de ceea ce face pastor. Ar putea să se gândească în felul acesta. Cu toate astea, cred că între păstor și între membru bisericii ar trebui să fie o relație frățească atât de puternică încât cei doi să poată sta de vorbă. Uh-huh. Se poate întâmpla ca eu, la un moment dat, să trebuiesc să fiu mustrat de către un frate al meu care m-a pus într-o situație, sau care m-a văzut într-o situație în care am nevoie să fiu... Dar cum? Îndreptat. Sub forma aceasta, nu? Oricând. Asta este problema și cred că asta este... Noi am discutat foarte mult. Da, da. Dar asta este concluzia. Nu eu am nevoie de blândețe. Toată lumea care a căzut are nevoie de blândețe. Deci, principiul de lucru este când vezi că cineva a căzut, să-l ridici cu blândețe. Dacă vezi că nu vrea să se ridice, atunci apar semne de întrebare. Dacă vezi că cade o dată, de două, de trei ori și face lucrul acesta în așa fel încât îți dă de gândit, apar semne de întrebare. Te poți trece la un alt nivel. Da. Dar în orice caz, când vezi un om care se clatină, ajută. Care cade, ajută. Sentimentul care trebuie să fie în sufletul meu este blândețea. Ați avut și cazuri. Mila. Ideea de ridicare, ideea de susținere, mă duc acolo să-i sprijinez mâinile, mă duc acolo să nu-l las să cadă, mă duc acolo să fiu lângă el. Da. Asta este. Așa este. Este mult discutat. Haideți că mai veneau întrebări, dar hai să mergem mai departe. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Este clară implicarea practică acestei situații. Purtați-vă sarcinile unei altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dați-mi exemple la ce fel de sarcini face referire? Dar dați exemple așa. Acum noi răspundem din ceea ce trăim noi. Acum, în secolul 21, astăzi, septembrie 2017, dați-mi un exemplu de purtare de sarcini. Practic. Sau spirituale, fizice... Deci ființa umană nu are un singur compartiment. Ființa umană este multidimensională. Multe din sarcinile noastre sunt sarcini de suflet. Ducem dureri, ducem probleme cu noi. Așa. Uneori durerile și problemele acestea ar fi mai ușoare dacă le-aș duce împreună cu cineva. Dacă aș găsi în biserică pe cineva cu care să plâng împreună. Cu care să îi povestesc de problemele care le am și eu și pe care nu mă pot deschide. Nu e vorba de spovedanie. Nu. Ci e vorba de prietenie. E vorba de cineva care să mă sprijine. Bun. Ia uitați-vă puțin la versetul 5. Nu vi se pare că sunt în contradicție unul cu altul? Citiți-l, vă rog. Da. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude. Numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Deci, pe de o parte spune să le purtăm unii altora și pe de alta spune că fiecare cu sarcina lui. Așa cum sugerează și studiul, nu e vorba de aceeași sarcină și contextul ne învață treaba asta, pentru că aici spune își cercetează fapta lui, da. Își cercetează fapta lui, își dă seama ce se întâmplă cu el, problemele care le are și din punct de vedere al responsabilității mele, nimeni nu va fi tras la răspundere pentru sarcinile povara. Sau problemele mele, decât eu. Da. Eu. Dar ceea ce mi-ați dat dumneavoastră exemplu, că mi-a spus că sunt poveri de mai multe feluri, nu cumva sunt acelea care... Adică te ajută psihologii faptul că ai un prieten sau pe cineva cu care să destăinui lucrurile acestea, dar nu cumva acestea sunt poverile care... trebuie aduse la Domnul Hristos și sunt altfel de poveri care să le aduci la prietenii tăi, practice? Probabil. Adică nu vreau să le împart foarte mult, dar să înțeleg. Că n-am terminat atunci când am spus că doar vorbesc cu prietenii mei. Da. Că dacă doar vorbesc și dacă doar mă descarc, nu realizez mare lucru. Dar dacă prietenul meu se va ruga pentru mine, dacă va mijloci pentru mine înaintea lui Dumnezeu, este un mare lucru. Dar știți, eu, și sunt sigur că nu evitați, eu înainte de toate acestea, noi vorbim foarte mult și cred, asta nu minimalizează deloc puterea rugăciunii și ajutorului,
Dar nu credeți că vorbește, purtați-vă sarcinile unul la altora și în felul ăsta. Băi, fratele meu nu are cu ce să-și plătească luna asta și are nevoie să-l ajut într-un fel. Fratele meu i s-a spart conducta în casă și la ora 12 noaptea m-a chemat să mă duc. Fratele meu a rămas în drum și nu are asta. Fratele meu trebuie să ducă la aeroport. Nu credeți că prima dată și prima dată la astea se referă? Adică nu știu dacă nu știu dacă prima dată la asta. Adică e prima pe care eu cred că nu voi nu-mi va da mâna să-i dau bani cuiva dacă înainte eu n-am împărtășit cu el o anume valoare spirituală. Da, da. Dacă n-am plâns împreună, dacă n-am plâns împreună, dacă nu ne-am rugat împreună, nu voi ajunge să bag mâna în buzunar să dau ceva de la mine. Eu cred că asta este o consecință. Fără îndoială. Ajungem la ideea că ne sprijinim unii pe alții în cele materiale, dar înainte de asta trebuie să ne sprijinim în cele spirituale. Asta a ținut o serie aici din Predica de pe Munte. Și exemplele Domnului Iisus Hristos trec dincolo de aspectul spiritual. Sunt legate, bineînțeles, ca un tot unitar. Dar prima dată îi spune, băi, dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Deci, singura mea disensiune cu tine, în momentul ăsta, este că tu zici prima dată. Da. Eu nu zic că e prima dată. Ziceți că e un tot. Eu zic că prima dată este această împărtășire de suflet. Și după aia eu îmi dau viața pentru fratele meu. Bun. Uite, eu n-am mai întâlnit treaba asta, dar știu de la tatăl meu, că tatăl meu spunea, băi, când îți bate un adventist în poartă, îți bate un adventist în poartă și la miez de noapte, îi faci loc în casă. Evident, tata nu avusese un sentiment de comuniune cu toți adventiștii care treceau pe la poarta noastră. El își făcuse o obligație din a deschide ușa și a lăsat pe toată lumea să intre înăuntru. Îmi place lucrul acesta. Dar știi ce s-a întâmplat după vreme? După vreme a început să le ceară buletinul. Pentru că s-a întâmplat să-l fure, s-a întâmplat să-l mintă, s-a întâmplat să spună una și să fie alta și după vreme a început să-i ceară buletinul. Deci de asta spun, dacă înainte de asta nu există o legătură, un bond, o experiență, îți va fi greu să deschizi casa oricum. Îi cer buletin. Mi-amintesc de un caz de la noi de aici, din biserică. A murit, care avea scris pe poartă mare, toată lumea este binevenită, în afară de români, la mine în curte. Ceva de genul acesta. Da. Toată lumea este binevenită. Dar și scria pe românește. Da. Bun. Atunci... Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Există... Asta este un lucru care noi nu l-am... Iertați-mă, dar nu l-am învățat și nu-l știm. Am trăit în comunism. Unde fiecare n-a avut nimic. Fiecare n-a avut nimic. Din cauza asta, fiecare a învățat să trăiască pe cont propriu. Interesant, puteam să învățăm, pentru că n-am avut nimic, puteam să învățăm și să trăim împreună, dar am învățat să trăim pe cont propriu. Știu treaba asta, m-a învățat tata, băi, Vali, nu te baza pe nimeni, tu îți faci viața, dă-i drumul înainte, muncește, scoală-te de dimineață, etc. Asta a fost cultura mea și cred că este cultura celor ce ne ascultă. Au existat oameni care au trăit în alte culturi. Am mai povestit lucrul ăsta, amintesc, am auzit despre cultura germană, satele de nemți care sub comunism au fost pur și simplu deportate, deci familiile de germani au fost deportate din satul lor și duse într-o altă zonă unde zona respectivă era un sat de oameni foarte săraci, țigani și altceva. Aceștia, din urmă, au fost luați și duși în casele lor. Case nemțești, făcute din generație în generație, impecabile. Iar nemții au fost lăsați pe câmp între colibele de pământ ale celorlalți. Și au făcut următorul lucru. Au stabilit, s-au adunat la oaltă și au stabilit cine are nevoie cel din tâi de o casă. Și au stabilit. Femeile însărcinate, familiile tânere, au nevoie de o casă. Cât sunt? 3. Bun. Ajutăm tot. Primele 3 case care vor fi sunt casele lor. Au făcut 3 case lor. După aceea alte și așa mai departe. Și încet, încet au repus pe picioare satul, toți lucrând
pentru toți. Da. Toți lucrând pentru toți. Asta este o... Deci, asta e ceea ce vrea să spună Pavel aici. Asta este și durerea mea pentru faptul că n-am învățat să facem lucrul ăsta. Mai mult decât atât, mergem mai departe, dar vreau să mai insistați pe un singur lucru. Asta mi-ați dat un exemplu, ca să-i spunem așa, de pe filiera germană, dar aici ceea ce spune că împlinim legea lui Hristos. Adică este cea mai frumoasă și mai mare împlinire pe care poți să o dovedești în viața ta. Legea lui Hristos. Am amintit înainte faptul că a ne da viața unii pentru alții nu există o iubire mai mare decât atât și că împlinim în felul acesta modelul Domnului Iisus Hristos dându-ne viața unul pentru altul. Aici iar ar trebui să insistăm. În ce măsură suntem dispuși să ne dăm viața unul pentru altul? Ridici pe unul de jos cu Duhul blândeții, îți dai viața pentru el, cași tu în locul lui, numai să stea el pe picioare. Da. Vedeți că versetul 1 și 2 ele sunt legate. Adică gândiți-vă că omul acela care a căzut are nevoie, poate chiar să iei locul, să simți împreună cu el, să te rogi cu el, să trăiești cu el toată această experiență. Bun, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală sigur. Nu cumva vi se pare că aceasta este adevărata problemă? De acolo pornește Dorin, de simptom? Mai cred că am făcut o greșeală. Nu le-am spus fraților noștri la început că strategia noastră de studiu astăzi... Le-am zis că acoperim primele 10 versete. Este să o luăm verset cu verset, ca și data trecută. Și lecțiunea e împărțită în felul acesta. Și lecțiunea este împărțită în felul acesta, dar noi încercăm să mergem verset cu verset. Restul ei au o informație adițională în studiul nostru. Dar primele 10 versete. Mulțumesc. Pentru că am trecut, spre exemplu, de Nathan, care îi spune lui David, tu ești omul acela și așa mai departe. Sunt altele, așa cum ai spus tu, elemente adiționale pe care ei le vor regăsi. Da. Bun, deci unde suntem? La 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Mie mi se pare, și vă întreb și pe dumneavoastră, dacă nu cumva, dumneavoastră mă întrebați la început, din ce cauză reacționează așa oamenii? Din ce cauză dau un cap? Și eu vă spun că astea sunt simptome. Și problema este egoismul. Și acest verset este că acești oameni se credeau mai, dacă există timpul acesta, mai superior ca ceilalți. Ei țineau legea, ei aveau tăierea împrejur. Uitați-mă, fraților, cum trebuie să vă comportați. Și când îi prindea la colț, îi corecta. Așa văd eu din context. Nu știu cum vedeți dumneavoastră. Sigur. Marea problemă a ființei umane este măreția, încercarea asta de a ajunge mare și a fi mai mare decât altcineva. Și de aici începe dezastru ființei umane, inclusiv problemele din biserică. Da. Cum rezolvă Evanghelia toată această problemă? Când vorbim de Evanghelie și biserică, Evanghelie și biserică. Ne-am vorbit până acum problematic și am dat exemple. Unde și are locul Evanghelia? Să înțeleagă și oamenii. Evanghelia e o teorie sau e mai mult decât atât? Cred că am atins noțiunea de Evanghelie în momentul în care am spus că ar trebui să ne dăm viața unii pentru alții. Am atins noțiunea de Evanghelie atunci când am spus că ar trebui să ne purtăm sarcinile unii altora. Am atins noțiunea de Evanghelie când am spus că trebuie întotdeauna să-l privim pe cel căzut, nu sub ideea vinovatului, ci ideea nevinovatului, pentru a putea să-l ridici cu Duhul blândeții. Astea sunt elemente de Evanghelie care schimbă gândirea noastră. Un alt element de Evanghelie este comparația cu Domnul Iisus Hristos. Un om, dacă se compară cu Domnul Iisus Hristos, n-ar trebui să cadă niciodată în patima superiorității, nu? Adică oamenii aceștia, în mod clar, dacă vreunul dintre voi crede că este ceva, măcar că nu este nimic. Da, adică, băi, eu așa văd, nu vă mai dați... Mari. Da. Da, corect. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Cum vi se pare responsabilizarea aceasta individuală a versetului 4? Mi se pare frumos versetul 4, că mie îmi spune, vezi, când te cercetezi pe tine însuți, te cercetezi pe tine însuți și atât. Nu te cercetezi pe tine în raport cu altul. Dar... Că marea tendință este eu să mă cercetez pe mine în raport cu Dorin. Da. Și să zic că sunt superior lui Dorin, e bine. Și plus critic, da? Bineînțeles că după aceea devin critic. Sau sunt critic în momentul în care mă compar. Da. Comparația înseamnă critică, ăsta, da. Clar. Și aici zice,
numai în ceea ce te privește pe tine, nu în privire cu altul. Și atunci, dacă nu mă compar cu altul, cum mă pot cerceta pe mine fără altul? Sau, o altă întrebare, cum mă pot cerceta pe mine în raport cu cine, dacă nu cu altul? Mm. Și această eliminare de comparații umane mă pune pe mine față în față cu a mă cerceta cu Iisus Hristos, că n-am cu cine, cu altcineva. Bun. Și dacă mă cercetez cu Iisus Hristos, atunci... Asta este tot așa primele simptome. Vreau să vă mai prezint o nuanță care este destul de întâlnită astăzi. Și vă dau exemplu și o să vă dați seama la ce mă refer. Dom'le, eu nu mă compar cu nimeni. Eu îmi văd de treaba mea și atât. Dar e cu sensul acesta în care chiar pe el nu-l interesează absolut nimic de fratele său. Deci poți să pui un alt cuvânt în legătură cu eu nu mă compar cu nimeni? Eu de obicei nu zic compare, zic că nu mă interesează viața nimănui. Pe mine, eu îmi văd de pătrățica mea și am creat o izolare deci, din aceasta. Nu îmi pasă. Nu îmi pasă, da. I don't care about. Deci nu îmi pasă. Dacă nu îmi pasă, e rău. Purtați-vă sarcinile unii altora. Deci și interesați-vă. Și veți împlini legea lui Hristos. Capitolul spune că asta e o lege. Legea lui Hristos? Este o lege. Nu poți să treci peste fără să te faci călcător de lege. Ia vedeți Evanghelie, iarăși din nou Evanghelie. Da. Deci nu se poate trăi Evanghelie fără să... Deci Evanghelie cu I don't care nu există, nu? Da, da. Nu se poate așa ceva. Nu, individualismul... egoismul, toate lucrurile care țin de asta, nu împlinesc legea lui Iisus Hristos. Da. Călcător de lege. 5, am vorbit de el, 6, vă rog. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Încă o dată. Haideți să-l legăm. Fiecare să știeze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în cel ce privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui cel învață. Puteți să-mi explicați puțin? Păi ce să-ți explică? E cu cântec aici. Adică, eu nu știu cum scrie Pavel treaba asta când Pavel e făcător, el face corturi da. Și le spune credincioșilor lui dintr-o anumită biserică, le spune n-am vrut să fiu sarcină sau povar nimănui. Și îl dăm și exemplu asta. Nimănui și spune toată lumea ar trebui să facă precum Pavel. Da. Iar Pavel, la rândul lui, spune oameni buni, vă ar trebui să faceți parte din bunurile voastre să-mi faceți parte și mie. Că asta e ideea. Da. Adică el spune... Eu am înțeles-o, dar trebuie astea cu cântec vi le dau dumneavoastră. El spune așa, uite, eu nu vreau să vă fiu sarcină, eu muncesc la corturi, îmi câștig pâinea mea, fără probleme, dar să știți că voi ar trebui să-mi dați din bunurile voastre mie. Ca și să nu fie sunt în contradicție. Ca să fie, nu, ca să fie treaba bună. Deci asta cu eu fac corturi, asta este o treabă, dar se întâmplă datorită necredinței voastre. Datorită lipsei voastre de viziune, de înțelegere. Voi nu înțelegeți că cel ce vă dă din lucrurile spirituale până la urmă, el face lucrul acesta binecuvântându-vă mai mult decât îl binecuvântați voi cu 2 ouă și 3 mere pădurețe pe care le dați lui? Da. Aici am multe, multe aplicații, dar nu știu dacă e bine că suntem trecuți de minutul 45 în legătură cu lucrul acesta. Deci, frate Dăneață... Da, probabil că nu este bine să facem lucrul ăsta și pentru faptul că și eu sunt pastor și tu ai studiat teologia, dar cred eu că de dragul altor pastori care nu îndrăznesc să vorbească... Vă rog, asta vreau să spun. Probabil că ar merita să spunem... Deci care e principiul aici? Sau ce învățăm? Ele nu sunt în contradicție și ceea ce face Pavel, dar ca urmare a căderii și a necredinței noastre. Și pe de altă parte e mai mult decât un bun simț, nu? Punctul numărul 1 este dacă vreodată dai fratelui tău ceva din har și dai un dar. Și dacă după aceea îți închipui că ai dat ceva fratelui tău avându-l la mână. Cumpărându-l. Mi se pare că
nimicești tot harul lui Iisus Hristos. Deci, apropo de Evanghelie. Și toată răscumpărarea pe care El a făcut-o pentru tine. Pentru că tu ai vrut să faci un element care ține de har. Să-i dai cuiva un dar. Asta e harul lui Iisus Hristos. Ai vrut să faci treaba asta și pe urmă cu harul acela vrei să cumperi alte lucruri. Deci e grav de tot. Iar lucrul ăsta se întâmplă. Din cauza asta pastorii se feresc să nu cumva să iau de la cineva, că cine știe ce îmi va spune după aceea. O să-mi strige când sunt la amvon, o să zic, las că ți-am dat. Bun. Lucruri care s-au întâmplat. Pe de o parte, asta, ca să fim corecți și obiectiv, se poate întâmpla sub aspectul acesta în care pastorul este om serios și curat la suflet, dar se poate întâmpla că și păstorul devine un profitor care caută numai chestiuni de genul ăsta. Deci sunt și cazuri din acesta, aici, ca să fim corecți. Aici spune așa, cine primește învățătură în cuvânt, deci dacă îți dă învățătură prin cuvânt, dacă omul ăla e serios și vezi Am că înțeles. Este serios, deci asta e diferența. Atunci fă-i parte din lucrurile tale. Dacă vezi că nu e serios în cuvânt, dacă nu-ți dă, nu te face părtaș la Duhul lui Dumnezeu și la roadele sau la lucrarea lui Dumnezeu, atunci stai pe locul tău. Știți de ce am insistat pe lucrul ăsta? Știam sigur că o să reacționez. Este pentru un că filtru toată cartea, aici. E toată cartea lui Galaten. Pavel vorbește despre astfel de învățători care au venit printre voi și v-au tăiat calea. Dacă vedeți oameni de genul acesta, feriți-vă de absolut orice. Dar omul care vă dă o învățătură sănătoasă, omul care vă dă o evanghelie adevărată, oamenii aceștia trăiesc sub harul lui Hristos, voi trebuie să identificați, să trăiți împreună cu ei, să-i ajutați și să vă bucurați. Să fiți una cu el. E foarte important. Deci verificarea spirituală a mesajului pe care îl poartă a vieții lui este absolut... Vreau să-ți dau un exemplu. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, se spune că Petru era sus pe acoperișul casei, era vremea prânzului, i se făcuse foame lui Petru și în timp ce i se făcuse foame lui Petru, stătea pe acoperiș și el aștepta să îi se pregătească mâncarea. Cineva jos pregătea mâncare pentru el. Da. Era Petru un boier care avea nevoie de slugi? Cineva poate să gândească în felul acesta. Realitatea este că în timp ce îi se pregătea mâncarea, Petru are o viziune. Am înțeles. Petru are o viziune, adică, cu alte cuvinte, Petru este omul în care nu doar stă să îi se pregătească mâncarea, ci cineva îi pregătește mâncarea pentru că el are o viziune, el stă de vorbă cu Dumnezeu, el... Și cam așa ar trebui să fie. Și mai mult decât atât, hai să fim mai concreți. Uitați, noi trăim aici, cel puțin aici, în Statele Unite, suntem într-un secol al vitezei. Probabil că așa este și în România. Dar când ai cerințe de la un păstor, de la un pastor, să-ți prezinte un cuvânt sănătos, să-ți prezinte studiul lui, să-ți dea hrană spirituală. Omul ăla are nevoie de pregătire, de pregătire fizică cu Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu, de rugăciune cu Dumnezeu. Asta necesită timp, asta nu poți să le iei așa, citești un material. E experiența ta și se simte lucrul acesta în biserică. S-ar putea să fie un element cheie în ceea ce voi spune. Pe vremea comunistă, securitatea reușea să pună mâna pe pastor datorită faptului că li se dădeau salarii foarte mici. Pastorul ajungea în situații de criză financiară și atunci în anul 89 m-au chemat, singura dată că m-au chemat ca fiind revoluția, dar eram la Oradea și m-a chemat securitatea și mi-a zis: domnul, am înțeles că nu stați prea bine cu apartamentul. E adevărat, zic, două camere, întoarce tramvaiul sub... Domnule, noi vă putem ajuta cu apartamentul. Sigur că da. Vă putem da un apartament foarte bun. Nu vreți să colaborăm? Da. Și din momentul acela puteai să rezolvi problema cu apartamentul, puteai să rezolvi problema cu butelia, puteai să rezolvi problema cu salariu, puteai să rezolvi problema cu copiii, puteai să rezolvi problema cu locașul de închinare, puteai să rezolvi o mulțime de probleme dacă colaborai. Mm-hmm. Nu. E o problemă, da. Da. Și din cauza asta, dacă erau frați care să stea lângă tine, care n-aveai nevoie de treaba asta. Iertați-mă, o să vă spun și exemplul acesta pentru că simt, parcă simt în urechile mele reacțiile anumitor oameni. Ce facem cu anumite salarii mari care se dă unor oameni care nu-și fac treaba? Anor oameni care apar numai la ora 11 cu un ziar și cu o citire de pe nu știu unde și cheamă lucrul acesta pastorație. Ce facem cu... Cum ar trebui să reacționăm la acum, cel puțin se rezolvă un lucru spunând că ca și pastor nu există diferență de salariu între pastori.
Toți au același salariu, toți o apă și un pământ. Nu? Ok. Bun. Dacă unul își face datoria, e bine. Dacă unul nu își face datoria, e rău. Dar din punct de vedere al salariului, nu are unul salariu mai mare decât celălalt. Eu știu că sunt anumite diferențe de salariu. Cel puțin la cei care au biserici mai mari și doctorate, în America li se dă puțin mai mult. Eu nu știu treaba asta. Nu te contrazic, eu spun că nu știu. Da, deci din ce cunosc eu, cunosc anumite... Deci dacă o să mă mut la o biserică mai mare, o să iau un salariu. Dar trebuie să faceți și încă un doctorat. Bun, asta știu eu. Bun, deci îmi spuneți că e o problemă acolo, da? Adică... Deci cred. Dar e pe aceeași linie cu unsul Domnului care spune că e al meu, da? Cred că textul acesta dă voie fraților noștri din biserică să-și deschidă inima față de pastorilor. Absolut, absolut. Nu știu dacă pastorul va avea suficientă deschidere să primească din partea fraților cu inima deschisă. Nu cred. Adică fără să-i fie teamă. Puțin. În general este teamă. În general, experiențele pe care le-am auzit, reacțiile oamenilor, arătarea cu degetul mai târziu, ți-am luat, ți-am făcut, asta au fost absolut, absolut... E adevărat treaba asta, dar nu pot să nu zic. Cele mai frumoase lucruri s-au întâmplat, cele mai frumoase prietenii s-au întâmplat în momentul în care puteam să iau de la cineva, de la un frate de-al meu. Da, sigur. Numai puțin. Puteam să iau o găleată de lapte. Treceam pe la el și spunea, vezi că ți-am lăsat acolo niște lapte pentru tine. Da. Și mă duceam, luam lapte la gură și ziceam... Păi, partea cu laptele merge, dar problema este că s-au întâmplat alte lucruri. Nu știu, poate că sunt eu puțin, poate că ne-am fript de prea multe ori. Suntem fripți, evident. Dar partea cu lapte e frumoasă. Treceau frații dincolo în Ungaria și când veneau din Ungaria de la cumpărături, treceau pe la mine pe la poartă și îmi lăsau câte o franzelă. Dar în general oamenii la țară totdeauna au avut grijă de pastor. Treaba asta avea atâta har în ea, atâta frumos. Acum, e adevărat că atunci când se trece la bani, e o altă problemă. Da. E o parte frumoasă. Uitați, săptămâna asta studiam despre Elisei și mă gândeam la acea familie care, femeia aceea înstărită, care a spus soțului să-i facem o cameră de sus, un pat acolo să stea. Și citeam în Profet și Regi ideea că, uitați, ceva de genul ăsta, parafrazez, ce frumos e harul lui Dumnezeu când putem să oferim ceva omului lui Dumnezeu. O cameră de sus, un pat în care să se roage... Să deschidă ușa, să se ducă acolo, să aibă locul lui. Aș vrea să spun tuturor membrilor care ne ascultă că dacă pastorii se vor simți iubiți în felul acesta, slujirea lor va fi de 100 ori mai eficientă. De 100 ori mai eficientă decât în condițiile precare în care nu știi cine te va lovi la primul colț. Sigur că da, da. Și am trăit experiența asta, nu am așa multă asta, dar am trăit experiența personală în care oamenii mi-au dat o cameră de sus și am semnat foarte mult. Am prieteni în România, dumneavoastră aveți prieteni în România care știți că oricând aveți o cameră de sus la ei în casă. Da. Da. Bun, nu vă înșelați, e cunoscut versetul acesta, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorât, ceea ce seamănă omul aceea va secera. Am putea să stăm foarte mult. Hai să luăm ideea aceasta de ceea ce seamănă aceea va și secera, de consecință, de ce lecții am putea să învățăm din acest verset. Sunt mai multe, dar... Când cineva așteaptă ca după ce a semănat porumb să culeagă grâu, e o mare... prostie în ceea ce face. Când însă la toată treaba asta l-a cules, se mai ia și de piept cu Dumnezeu și spune, Doamne, de ce n-a ieșit grâu? Că așa am vrut eu. Când tu ai pus porumb și arăți cu rizdul către Dumnezeu, că Dumnezeu îi devine că nu ți-a ascultat rugăciunea, asta e un fel de batjocură la adresa lui Dumnezeu. Adică să fim foarte atenți la relația cauză-efect în viața noastră. Pentru că destul de mulți dintre noi realizăm cauze care aduc mari damage. Urmări, consecințe. Care strică foarte mult. Cauze care strică foarte mult și după ce s-a realizat acest lucru, după aceea așteptăm ca efectul să fie diferit. Bun. Citiți și versetul 8, vă rog.
Că vă întreb, cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Din nou, cauză-efect. Bun, dar eu când citesc cine seamănă în firea lui pământească, repede mă duc la capitolul 5 unde am învățat. Și firea pământească este prea curvia, curvia, necurăția, desfânarea, închina la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile și lista asta lungă. Ăsta e porumbul, da? Ăsta e pirul, ăsta e neghina. Adică am spus așa, da. Ăsta e porumbul, dar ăsta e neghina, de fapt. Adică, mă, frate, dacă toată viața ta știi numai să te cerci, numai zavistii, numai mânii, numai dezbinări iese din comportamentul tău, numai pisme, numai ucideri, numai... N-ai cum să te aștepți la bunătate, dragoste, pace, nu? Asta înțeleg, nu? Sigur. Adică la un moment dat, iertați-mă, și pentru cei care ne ajută, ne ascultă, că e Evanghelia aici, cunosc oameni, îmi pare rău că spun lucrul acesta, cunosc oameni, și iar îmi spun, îmi pare rău că spun lucrul acesta, cunosc oameni care s-au ocupat toată viața lor numai cu lucruri de genul ăsta. Am oameni cu părul alb care în viața lor numai chestiuni de genul ăsta. S-au ocupat numai de certuri, numai de mânii, numai de prostii, numai de lucruri de nimic. Nimic de nimic, de nimic, de nimic, de nimic, de nimic. Și la sfârșit vin și citesc textul despre Evanghelie, mi se cuvine. Mi se cuvine prin definiție bunătatea lui Dumnezeu. Și din partea ta și din partea lui Dumnezeu. Mare atenție! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, n-are cum să se schimbă legea cauză-efect. Eu am trecut mai direct pe lucrul acesta. Sunt și oameni frumoși. Dumnezeu, în îndurarea Lui, poate schimba și efectele la un moment dat. Dar ce trebuie? Dar efectele nu cred. Și efectele le poate ameliora. Uite, adu-ți aminte, pentru mine treaba asta, pentru ca să încurajez pe oameni care au făcut o boacănă după aceea. Da, e o boacănă. Deci, e unul care a greșit. Eu vorbesc de oameni care... Ce facem cu oamenii ăștia care o viață întreagă au fost mai prostii de genul ăsta? Pentru ăștia mai este vreo șansă? Pocăința este un moment care poate schimba tot. Poate schimba tot. Dar numai că pocăința trebuie să fie pocăință. Când un om se pocăiește, totul, pocăința depășește în calitate orice nenorocire a păcatului. Da, uite că mi l-a spus pe David. Ia dați-mi exemplu. Nu ți-l dau pe David acum, ți-l dau pe Iacob, care e tot un fel de David, dar mai devreme. Da, uite, acolo el pleacă de acasă, de la Laban, îi ia toate oile și ceea ce era mai bun și pleacă mai departe. Ăsta se ia după el. Și avea mânie cât se poate în el și dacă l-ar fi prins, l-ar fi făcut una cu pământul. Și pe drum Dumnezeu se apropie de Laban și spune să nu spui o vorbă rea lui Iacov. Cum ți se pare, Dorină? Nu ține de consecință? Că Iacov merita toate vorbele alea care le avea în gușă Laban și Dumnezeu îi spune nu spui o vorbă. Eu văd că ține de bunătatea lui Dumnezeu, că consecințele le-a luat pe altă parte. Păi ține, asta e bunătatea și harul extraordinar al lui Dumnezeu aici când vine și spune stop! Stop! Nu te atinge de... Nu te atinge de el. Păi stai că nu merită, că e adevărat. Dar ia, dezbrăcați-i hainele murdare, puneți-i o mitră curată, stai și vedeți că e altul. Da. E altul. E altul. Și vine, și când vine fratele mare... Și când vine fratele mare și fratele mare vine de asemenea cu mânie și vine fratele mare cu pretenții și cu dreptate și așa mai departe, Dumnezeu îl ia și îl dă jos de pe Evanghelie. Îl dă jos de pe cal și își ia fratele în brațe și plânge împreună cu el. Sunt minunile lui Dumnezeu. Cred eu că veșnicia ne va ajuta să le pricepem. Ia spuneți ce frumos este și versetul 9 și 10 și încheiem. Citiți-le dumneavoastră și încheiem. Să nu obosim în facerea binelui. Vezi tu aici, Doamne, iartă-ne că am obosit. De atâta bine am obosit. Interesant e că nu obosim de atâta rău. Dar de atâta bine am obosit. Pentru faptul că atunci când facem binele, ne străduim, ne chinuim, îl facem cu sfârțări, noi. Îl facem cu sforțări mari. Pe când răul vine natural și nu face nicio oboseală. Asta mi se pare extraordinar, încă stau și mă gândesc. Deci nu obosim în facerea răului, dar în facerea binului cădem de oboseală. Da, cădem de oboseală. Mai departe?
Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Apropo de tatăl dumneavoastră, de ce mai ales fraților în credință? De ce testul Evangheliei se dă cu frații în biserică, frate, până la urmă? Uite cum e. Citeam zilele astea din anumite materiale și spune așa că astăzi noi avem impresia că Evanghelia e deschisă la oricine. În vremurile reformei și mai ales în vremurile bisericii primare, biserica nu era deschisă pentru oricine. Deci, se întâmpla în felul următor. Toată lumea putea să asculte cuvântul. Toată lumea. Apoi când luau Sfânta Cină, ceilalți plecau acasă. Și rămâneau și luau Sfânta Cină numai biserica. Astăzi o numim Close Communion și nu mai suntem de acord cu treaba asta. Close or open? Nu, deci close communion este, adică este când nu iau Sfânta Cină decât membrii bisericii. Close communion. Uh-huh. Astăzi nu prea suntem de acord cu treaba asta și propovăduim open communion. Open communion. Cu alte cuvinte, să vină să ia Sfânta Cină cu noi toată lumea. Nu asta a fost gândirea apostolilor dintotdeauna. Domnul Iisus Hristos spune așa, vouă v-a fost dat să cunoașteți lucrurile împărăției. Și zice mai departe, celorlalți nu le-a fost dat să... Din cauza asta le vorbesc în pilde. Nu, voi sunteți în mod special, v-am dat cuvântul meu, vouă vi l-am dat întâi. Nu la toată lumea, voi aveți cuvântul acesta. Dumnezeu se adresează bisericii în mod special. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Nu e tot, mireasa lui Iisus Hristos nu și are continuitatea pe trotuare. Nu și are continuitatea pe arterele lumii astea, pe autostrăzi. Biserica lui Iisus Hristos este biserica lui Iisus Hristos care este acolo și de care, care Hristos are grijă. Din cauza asta, în această unicitate, Dumnezeu îi spune, mai ales fraților în credință, care sunt frații tăi. Ăilalți nu ți-s frații. Nu-ți sunt frații. Cu oamenii aceștia care sunt aici în biserică, vei împărți cerul. Vei împărți scaunul de domnie. Vei împărți sângele lui Iisus Hristos. Sunteți sigur că o să aveți reacții după ce spuneți? Nu, fraților. Nu. Dumnezeu ne va învăța să ne iubim unii pe alții. Ia. Dacă îl vom lăsa să ne învățe. Ați observat că și în scara lui Petru, scara aia, în opinia mea, pașii sunt interdependenți, sunt legați unii de alții. Și ați văzut că chiar la sfârșitul scării iubirea de frați? Da. Adică noi, de obicei, o punem pe la început. E simplu. Iubirea de frați și iubirea de oameni după aceea. Bun, vă mulțumesc, frate Dăneață, pentru discuția și dialogul plăcut pe care l-am avut. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Vreau acum, la sfârșit de emisiune, să ne cerem scuze pentru problemele tehnice pe care le-am mai avut. Pentru cei care ne-ați scris, sunteți foarte mulți care ne urmăriți și mulți mi-ați scris despre lucrul acesta. Și, pe de o parte, ne-ați certat că nu v-am răspuns. Nu pot să răspund la fiecare în parte, dar vă răspund în mod public. Facem tot posibilul ca să redăm sub aspect tehnic cât putem de bine lucrurile. Mai sunt anumite neajunsuri tehnice pe care încercăm să le rezolvăm, dar luați-vă difuzoare, dați-le tare cât puteți și noi o să vorbim mai tare. Săptămânile trecute, un prieten din Oradea mi-a scris, sonorul, frate! Deci, răspundem la ele, luăm în serios, încercăm să facem tot ce putem. Știți cum cel rău intervine și aici. Vom încerca să facem tot ce ne stă în putință ca să corectăm lucrul acesta, iar când nu se poate, e dincolo de posibilitățile deci, noastre. Astăzi am dat sonorul la maxim. Nu știu ce se va întâmpla, dar așa am hotărât să dăm sonorul la maxim. Dacă nu, va trebui să luăm un alt sistem sonor, să vedem ce se întâmplă, dar cam aici suntem. Bine, vă mulțumim. Domnul, cu dumneavoastră avem foarte multe lecții. Aici este Evanghelia, se poate trăi Evanghelia foarte frumos și se poate dovedi în Biserica Domnului Hristos împreună cu frații noștri. Până data viitoare, Domnul să rămână cu noi cu toți. La revedere!